Mașina în care se aflau a ajuns pe contrasens, a trecut peste o grămadă de nisip și a căzut într-o groapă adâncă de 2 metri. Șoferul a murit pe loc, iar ceilalți 2 pasageri au ajuns la spital. Accidentul s-a petrecut pe drumul național 15A, în apropiere de municipiul Bistrița, pe o porțiune de drum aflată în reabilitare. Polițiștii spun că drumul este semnalizat corespunzător. Traficul a fost blocat în zona aproape o oră.